Am pornit filmarea, oh, salut băi băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou episod din bra... Bă, era să zic brazda sălbaticilor. Mereu am început să mă încurc acum, grasule. Cam și Bă, lumea și eu brazda le-am prăbuit sălbaticilor. mereu. E brazda sălbaticilor, aratul de domnul Dolofencis. Mă, ce faci mai aici? Bă, hoțule. Îți căutam diamantele. Ce vrei tu să-ți fac eu astăzi în episodul ăsta de căcat? Bă, dă-i mă drumul de aici. Știi ce o să facem, grasule? O să te fătem în curs, zi. Frumos! Ar fi și asta o idee. În primul rând trebuie să punem oamenii pe copacul abonaților. Vino încoa. Mâna mea dreaptă. Tu trebuie să-i scrii. Știi să scrii? Scrii frumos? Da. Aha. Îmi face aici scriere cu uniformă. Vezi că aici, în ăsta din spate, sunt sign-uri, da? Trebuie să pui episodul 23, da? Și e un timpul ăsta în care tu scrii acolo episodul 23. Și dar unde îl pun aici, a? Da, pe undeva acolo, unde găsești loc. Așa. Episodul 23? Așa, eu o să iau... Astea comentariile, știi? Stai. Ia zi-mi un nume. O secundă. Hai bă, de ce nu vrea să stai să scrie, mă? Ah, gata. Bă, nu e ăsta, mă. De ce nu-mi dă ăsta bun? Bună, ce mai zici? De așa. Ce? Gata, acum. Trebuie să se dea download la comments. A fost eu asta pornită, dar cred că o opri ca prostul din greșeală. Și o să luăm de the most liked recent comments. Cine vrea ca sălbaticul Sebi să-i facă o farsă lui Andy să dea like? Ăsta este, cum se numește, comentul, da? Canalul lui Bercea Junior. Cred că trebuie să-l, poți să-l treci doar canal sau Bercea Junior, nu știu. Bercea Junior îl trec. Așa, că nu o să încapă. Așa, după? Sigur. După este D-O-G-Y. Plâng că eu nu o să fiu pe copacul abonaților. Ia uite, am făcut un om fericit. Acum o să Doggy, așa. O să fie fericit că e pe copacul abonaților și ursulețul Grizzly. Grizzly Y. Care zice jur că dau like. Grizzly Y. Cam ăștia ar fi cei. Grizzly Y. Dap. Nu mai încap pe ăsta, cum îi zice. Y-ul, lasă așa? Lasă-l așa ce să faci. Oricum, important e, cum se numește, adică se știu ei care sunt, știi? Bă, la o găleată cu lavă n-ai și după aici asta nu știu cu noi? Nu. Aruncă-l în apă, că Andrei așa face. Dispare el. Nu dispare. Ba da. Băi, grăsuțule, știi ce am făcut eu? Dispare în apă? Dispar până la urmă, îți dai seama. Nu dispar toate itemele, că dispar. O să luăm și noi eu asta de lavă, trebuie să luăm neapărat. O să iau acum, când plecăm, dacă e la că trebuie să facem un concurs, grasule. Știi ce am făcut? Ieri am jucat cu Justinel și am îndeplinit trei dorințe, da? Ne-a pus să-i facem cotețul ăla de acolo și să iau un câine și nu mai știu ce mi-a mai zis să fac. Să-i tai animalele, nu mai știu, ceva în genul ăsta. Și am spus oamenilor că le dau ocazia să pună trei dorințe pe care ar vrea să le facem noi. Adică ce vor ei să facem noi în lumea sălbaticilor. Bine, nu știu dacă încap toate într-un episod, adică sigur nu încap toate într-un episod. Ia să vedem, să-l citesc încă o dată bine. Faceți un concurs de minerit care strânge mai multe diamante și iron. Asta ar fi unul. Cred că ca să fie așa mai hardcore, doar diamante, că iron găsești în prostie, știi? Ok. Un concurs de găsit diamante. Și după, faceți-vă armură de diamant cu tot cu unelte. Asta trebuie întâi să găsești o grămadă de diamante. O să-l facem când putem să-l facem. Avem decât 12 diamante, nu ne ajunge. Vreau și iron, ai? Da. Vezi, mă, că e în coteț. Aba, nu, e la mine. Ia. Păi și care îl facem acum? Și mai zice să facem acasă a treia pe breazla ăsta, exact ca cea de pe breazla sălbaticilor. Dar asta nu știu ce să zic, adică deja e pe breazla sălbaticilor casa aia, o fi așa, dar n-are rost să fac și aici, știi? O să facem dacă e o altă construcție, ceva tot așa mai măricică, mai frumușică. Da. Păi, băi, grasule, eu zic să începem cu prima dorință. Dar trebuie să setăm un timp, s-au strâns 4 minute. Cât ce timp zici să avem la dispoziție? Până la și 19, ca să închidem la 20. Deci să facem un concurs de 15 minute, practic, da? Da. Păi atunci, grăsuțule, fă-ți bă și tu nebunule întâi de-astea, s-au făcut și... Nu făcui, mă, hai, vino, cobor aici, lasă-mă. Păi da, nebunule, dar eu nu făcui, stai un pic, că-mi fac și-o. Repede, repede, ho, să nu pornești fără mine. Nu fi bolanjiu. Una, două, gata. Asta aici, asta aici. Grasule, dau startul. Pe locuri? Fiți gata? Prea târziu că sunt jos de tot deja. Băi, a început concursul, dar asta e scârbos. Că plecă fără noi, băi, oameni buni. Deci concurs de diamante, da? Care câștigă? Ia să vedem noi. Începem cu prima dorință și după o să facem, gata, bine a doua. Gata, s-am stat 11 deja.
Ai dau bici acum. Îi dai bici, a? Ia uite, lavă, mă, gata. Bă, scârba, mă, ce ne-au făcut, mă. Ia. Ia aici ceva. A, uite. Lavă. Bă, nu luai bada, nu luai gădeată cu apă, perfect. Sigur, e tata. După mirosul meu, după mirosul tău. Să fie. Iar mai ai, bă, cu mirosul tău de elefant. Oh, salut, Justinel, ce faci? Uite, bă, dar stai, mă, loc neexploatat de sălbaticul Sebi. Nu. Nu este nimic neexplorat. Nu, Justinel, e lumea sălbaticilor asta. Ce caut cu grasul? Păi cum, bă, grasul n-are voie în lumea sălbaticilor? E invitatul meu special, să știi. Păi da. Am mai fost și acum câteva dăți invitat special. Bine, bă, acum ești doar invitat, na. Ești bine? Ești mulțumit acum? Mm-hmm. Ia să vedem. Bă, ce fă... Oh, mă șmiram ce are. Ia să vedem. Pe aici ce că ar trebui să găsesc mai multe diamante pe lângă lavă, dar... Nu prea văd că ar fi o... O asta... Bună, sălbaticule, ce mai zici? De ce nu ești aici, sălbaticule? Bă, suntem la 11 măcar. Da, suntem perfect. Pescioacă. Bă, hai că nu fi nesimțit că n-a fost chiar așa. Mai știi. Nu mai zice prostii că lumea te crede. Cica, deci a fost una singură, a fost un accident. Ia zi. M-am speriat și am strâns din dinți. Păi dacă mă tragi de păr... Ce adică faci? Ne scuzați, așa mai facem noi. Ia zi, sălbaticule, cum stai cu diamantele? Păi nu știu, tu cum stai? Tot la fel. A, eu nu spun detalii din ăștia la concurență, bă. Să știi. Dar... După expresia mea, pe care n-am avut-o, ai putea spune că n-am găsit nimic, știi? Păi nu, mă, păi dat. Oricum, chiar dacă îmi spui, chiar dacă nu îmi spui, tot treaba aia. Deci ar fi bine să spui și mie, să mă ambiționezi. Bă, momentan nu găsi nimic, grasule. Dar bine ar fi să găsești măcar tu, să știi. Mai era și sus acolo redstone. Era și sus redstone, eu știu, dar nu vreau redstone. Nu-mi trebuie redstone. Concursul e pe diamante, nu pe redstone. Cine ia cele mai multe diamante câștigă. Dar ce câștigă, grasule? Ei. Ce câștigă cel care ia? Tot respectul. Păi cine găsește cel mai multe diamante, găsește cel mai multe diamante. Wow, da, corect. Își face primul armură de diamant. Uite, ca să fie ceva productiv, ca să zic așa. Că și așa trebuie să facem și a doua dorință cu armurile de diamant. Băi, eu tot granit, găsi pe aici și căcaturi de ăștia. Eu nu găsesc altă mină, ce zice ține-l? Chiar ești duhul sălbatic din lampă. Da, așa m-am supranumit, grasule. Duhul sălbatic din lampă. Știi? Șmecherie, bă, n-ai ce să comentezi. Da, uite că nu mai găsesc lavă nimic. Și eu care credeam că... Astăzi, bă, nu știu, astăzi mă simți norocos. Știi? Dar nu ești. Nu. Se pare că nu. Nu găsi nimic încă. Frumos. Țara cu duh sălbatic, da. Cum să îndeplinesc eu, mă, misiunile astea? Eu sunt misiunile, dorințele. Eu, mi s-au dus și torțele. Bă, perfect! Aha, că n-am nici cărbuni și nici nu găsi cărbuni. Shit! Mi-au lăsat doar cicatrici pe suflet. Grasule, e groasă. Găsiți diamante? Nu. Aia e problema, că nu găsi. Bă, nici măcar cărbuni să-mi fac și eu torțe nu găsesc. Bă, nici eu, nu prea ai noroc astăzi, ea? Nu ești în apele tale, nu știu ce se întâmplă. Să știi e că grav, nu prea să dacă nu găsești nici gras, tu îți dai seama. Dai cu seama. Eu ziceai că să-mi iau aici, știi, o adevărată competiție. Să nu facem așa cu oricine. Dacă îl luam pe Justin. Pe Justin îl făceam praf, mă. Dar trebuie un adevărat skill. Eu mă duc într-o singură linie, zic că poate găsesc ăsta, știi? Practic e șansa mai mare să găsești mine și chestii. Dar se pare că nu găsești nicio mină. Aha, mi s-a dus și ăsta la alt turnacop. Super. Grasule, grăsuțule. E de rău. Dacă nu găsim... Ce facem dacă nu găsește nimeni diamante? Egal.
Egală? Da, trebuie să găsesc eu, băga mi-aș piciorul în ele. Bă, măcar un diamant și tot să-l găsesc. Aia zic și eu, dar tu nu vezi. Trecură vreo 5 minute. Mai avem vreo 9 minute, așa, de săpat. Bă, ești nebun și tot nu... Nimic, nimic. Bă, și nici cărbun, bă, ești nebun. Diamante! Pe bune! Da. Băga mi-aș picioarele, a găsit ăla diamante înaintea mea. Și ia numărele. 5. 5. Shit. A găsit și multe scârba. Relativ multe, că maxim e de 8, dacă nu mă înșel. Băga mi-aș picioarele, bă. Unde le găsiști, mă? Să pași așa la plezneală sau? Păi da, așa cum? Cum faci tu cu tactica ta scârboasă sau? Da, mă, da. Deci nu să pași drept în față. Bă, nu să pai, mă, drept, ce? Așa. Așa se face. Stai așa, să iau și cărbunele astea. Ce mă rog, mă, de aici, că mă tot trebuie să iau asta, mă rog. Cine e vedetă, cine e vedetă, spuneți voi! Berce e vedetă, berce e vedetă pentru voi. How, 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 how. How, how, motherfucking meow. Bă, stai un pic, revin pe ruta mea. Da, bine, de fapt, așa am făcut data trecută când am găsit diamante, dar aia e partea a doua. Bună, ce mai zi... Găsi ala diamante, Justinel. S-ar putea ca domnul Grăsus să câștige acest concurs. Ca un oh, că se poate întoarce roata murii, se... Se învârtește how, 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 mai răfacă miau. Așa se învârtește roata murii, știai? Ham, ham. Bă, dar nu vrea, mă, nu găsești nimic, bă, bă, dar nimic, grasule, de-abia găsi niște cărbuni, ești nebun? Păi e secet aici. Nu știi să sapi. Deci e secetă aici. Nu-mi place. Nu-mi place. Nu mai. Îmi schimb ruta. Nu-mi place. Da, încolo de treabă. Păi ce facem aici? How, how. Ia să-mi pun și niște torce pe aici, că după mă trezesc cu schiele care tragă mine. Știi de ce eu uneori nu schimb ruta? A. Că mă gândesc că fix la un bloc mai distanță știu, se află diamante. Știu. Și e, tu știi că pe ăsta, pe culoarul tău, ăsta al nostru de-l facem, îți dai seama câte diamante poate să... Să... Pe lângă câte diamante poate să treci. Fuhu! Bă, cred că pe lângă câte am trecut. Aia zic. Nu-ți dai seama. Dar nu știu, uite-te și tu că nu... Uite, mai duc și în altă parte, uite. Ia uite, altul ăsta de lavă. Pungă de lavă, ca să zic așa. Îl punem pe aici. Bună, ce mai zic. Mi-ai lăsat doar cicatrici. De ce nu te implici? M-ai lăsat plină de frici. Da, este exact pe suflet. Yeah. Deci lavă, 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 no more fucking diamante. Bă, știi că aceea trebuie să fie, mă, diamante. Da, am sunat să vezi. Că plânge Sebi și eu sufletul nostru pentru el. How, how. Exact, tenul how, how, motherfucking meu. Deci, eu sap pe aici, că mie, bă, mie așa mi-au zis oamenii, că așa se găsesc diamantele pe lângă lavă. Și eu i-am... Ce știu ăia, mă, câte diamante au găsit? Ia, să-mi zic ei mie. Păi, eu știu, grasule. Câte diamante ori fi găsit. Au găsit și ei, mă gândesc. Că au găsit și ei diamante așa. Ăia, cu fețele alea, niciodată. Nu știu ce să zic. Nu vezi? E posibil orice. Dar uite că eu sap așa. Așa simt eu. Simt să sap așa. Uite. De nu săpai și găsi la gravel de ăsta de măsăturai. Și eu găsesc tot ciocodoasă, nimic. Nimic. Ce, Justine, unde găsi ce? Cât timp mai avem? Iron Gold, da, vreo 5 minute. E bine. Bine, dar nu cam. E bine, dar nu cam, e bine, dar nu prea. Uite, da. Lavă, lavă. Nu mai lavă, altceva nimic. Băi, diamantelor, unde ați dispărut, mă? Au dispărut, că le-a furat grasul. Le-a furat grasul, da. Așa, cred și eu. Dar uite, știu că rămăsărăm și fără... Aha. Rămăsăm fără turnă cup. Tu mai ai grasule? Eu? Na. Mai am. Ce
N-am nici iron. Păi eu am aici iron, după mine o groază. Aaa, eu nu-l dai iron, că ți-l dădui ție scârb. Bă, da, să-mi găsiști tu un diamant, mă, mâncați așa. Bă, lasă-mă, grasule, că n-auzi că nu m-am nici trânăcop. Ce diamante, despre ce vorbim? Păi ia și fă-i trânăcop. Păi cum, că n-am iron la mine. Diamante! Iar! Da. Bă, dă-l, mă, pui mei. Unde e ăsta, mă, iar? Doi. A, doar două, mă, ce căcat. A, ba nu, ba nu, mai sunt. Mai sunt. Trei. Patru diamante. Încă vin după. Dar sigur și considerând. Mă duc după el să-i fur aeronul măcar. Unde ești, mă, nebun? 10 diamante, pentru voi. Pe unde coborâși? Pe unde începuși să sapi? Nu știu să zic. Eu doar sap. Tu faci sap, la ce? Sap un culoar cât să mi se târnă copul. Cam așa, a? Ce-ai, bă, că n-ai, mă, n-ai ce să-i faci astea. A, nu. Pardon, Sebi, îmi cer scuze. Am doar 9 diamante. Păi 9. Am zis să-și 5 cu 4. Fu bine calculul. Nu, ai zis 10 odată. Da, încerc să găsesc al altă, dar nu. Cine e vedetă? Cine e vedetă? Spuneți voi! Berce e vedetă, berce e vedetă pentru voi. Ham. How, mă dă facă miau. Deci nu-ți găsesc aia, bă, nu-ți găsesc mina. Păi nici nu te să găsesc. Lasă, Sebi, asta e. A câte minute mai avem? Păi ce, că eu măcar... Diamante! Iar! Da. Dă-te, mă, puii mei. Oho, și fură multe aici. Într-un fel e bine, că îți dai seama că... Tot la noi Sebi, rămân diamantele, da. 8 diamante aici. Am deja 17, nebun. Bă, ești nebun la cap. Iii, mor, grasule. Fui și tu sus și dăm și mie TP, că părerea mea că concursul s-a încheiat deja. Păi nu, m-am nicio șansă, îți dai seama. Bă, dar nu găsi, bă, unu, mă. Bă, unu, 17 vere. Diamante, ești nebun. Aha, că mă blocai. 17 diamante, Sebi. 17 diamante. În cât, mă, în 15 minute? De? Dă-o, bă, încolo de treabă, că ăsta nu știu, bă, l-am zis ăsta la Dumnezeu, cu noroc în pui ei. Mă iubește, bă, Dumnezeu pe mine. Vezi? Hai, ieși afară și dă-mi și mine. Aia încerc, dar crezi că eu știu drumul sau ce. Ii, shit. Știu că am fost odată pe aici cu șapte Andrew. A, uite, să ajunsăm la mineshaft. Dar nu mai știu sigur pe unde era ieșirea. Cine-i vedetă, cine-i vedetă, spuneți voi. Păi nu eu. Hau, mă, de fac eu miau, nu știu să ies de aici, mă crezi? Dă-i cu game mode și stai din sus, hai. Că ne grăbești. Mamă, era să mor. Păi nu pot, grasul, să dau cu game mode. Las că ieșim noi, bă. Ies eu și după o să-ți dau TP la mine, știi? Se făcură 18 minute, dar grasul se grăbește că trebuie să filmeze și el. Să filmăm și cu el și... După, nu știu, cred că pleacă, habar n-am de ce se grăbește. În orice caz, o să oprim episodul aici pentru că, practic, concursul s-a terminat deja. Eu nu mai am nicio șansă de câștig. A luat domnul Scârbos 17 sau câte luași, mă? Da, am 17 diamante. 17 diamante și o să pai degeaba și nu găsi absolut nimic. Ei, mulțumim domnului Gras că a fost aici alături de noi. El este câștigătorul diamantelor. O să-și facă primul o armură de diamant, că așa i-am promis. Și noi o să ne vedem data viitoare. Vă pupăm, pa, pa!